Salut, bine v-am găsit. Astăzi am primit un colet la Mivaron. Se fac un unboxing. Am aici factura și ce mi-au trimis produsele. Surprinzător, de data asta au fost toate. Nu m-am mai sunat să-mi zică că nu au pe stoc. Deși nu știu cum se face, că mereu când cumpăr scrie că sunt în stoc și pe urmă nu mai sunt în stoc. Hai să vedem dacă stă așa. Stilul lor de împachetare clasic. Două capace difuzor de 10 inch și de 25 cm. 20 de metri de cablu de 1,5, un RCA la jack de 3,5 de 1,5 m, de 3 metri, pardon, un transformator toroidal, o să-l prezint într-un alt video, de 2x24 scrie în descrierea, în nume, și scria în descriere de ori 25. O să văd cât are, de fapt. E destul de baban. Greu. Are câte? Pe care? 2,3 kg. Suport de boxă. Niște colțare. Alt suport de boxă. Jack și RCA. Asta e de 1,5 m. Un alt jack la RCA sau RCA la jack de 3,5. Asta e tot de 1,5. Niște integrați TDA 7294. Colțare aici. Condensatori 6800. Dacă se vede. Da, să scot de aici. Și 6800, o să-i măsor să văd cât au exact. Jack-uri pentru microfoane stereo. Potențiometri de toate tipurile, tot ce au pe site. Niște picioare de boxe. Conectori, condensatori, mai e ceva interesant aici. Diode pe 600, 6 A. Și cam atâta, nimic interesant. Capacele vin cu suporții ăștia. În rest, nimicuri. Rezistențe, condensatori. Condensatori de 2200 la 63 de volți. Condensatori nepolarizați. Și alți condensatori. Rezistențe, rezistențe. Rezistențe de nou. Nimic interesant. E cam atât, da? Asta e cel mai interesant din tot pachetul. Sunt curios cum o să fie. Așa că stați pe aproape că o să fac un mic review. Nu scrie aici, să sperăm că o să vede. Dau mai jos camera. 250 V, 220 de volți, 50-60 Hz, dar nu scrie tensiunea de șirba, da, 25-025 de fapt. După fire pare ok. O să fac și testul. Am un
mic proiect pentru un prieten, să-i fac două boxe cu un amplificator cu 200 de W. E cam atât pentru astăzi. Ne vedem la review sau ce urmează, nu știu exact ce am să pun. Am mai multe în plan. Pa, pa!